Marius Crăciun de la Survivor, filmat când făcea amor cu Diana Belbiță de la Exatlon. Imagini fierbinți cu faima sa și războinicul. Marius Crăciun de la Survivor România 2021 și a petrecut o noapte fierbinte cu Diana Belbiță, faima sa de la sezonul 1 al show-ului Exatlon. Marius Crăciun este un veteran al show-urilor de televiziune la care ai nevoie de atitudini fizice. A debutat cu Ninja Warrior, unde a ajuns în finală și a continuat cu Ferma, în 2019, acolo unde a întâlnit-o pe Diana Belbiță, cunoscută anterior de la show-ul Exatlon. Primul sărut între Diana și Marius, aranjat de fratele lui Musti. Cei doi s-au apropiat foarte mult în timpul show-ului și chiar au oferit un adevărat spectacol nocturn, surprins de camerele de luat vedere. Cei doi au părut că fac dragoste la fermă, însă în imagini nu se vede foarte clar ce se întâmplă sub plapumă. Cert este că cei doi și-au făcut de cap cu vârf și îndesat, iar la vremea respectivă s-au comportat o perioadă ca un cuplu în adevăratul sens al cuvântului. Marius a ajuns în pat cu Diana Belbiță după ce Camara de la Alb Negru, fratele lui Musti de la Survivor, i-a poruncit la una din probe să o sărute pe Diana Belbiță. Ulterior, forțată de împrejurări, camera comună era deja ocupată. Prințesa războinică a venit în patul lui Crăciun, după care a urmat nebunia. După emisiune, Belbiță a plecat în Canada. Marius și Diana au fost, totuși, foarte discreți în legătură cu relația lor, după ce au ieșit de la ferma. Belbiță a plecat în Canada unde s-a antrenat pentru Galele UFC, iar Crăciun a rămas în țară. El a dezvăluit că ține legătura cu Diana doar prin intermediul internetului. De Diana mi-a fost cel mai dor, cu ea am păstrat legătura. Și cu Remus și cu tine. Nu am mai vorbit deloc cu Brigitte, cu Pastramă. În rest, cred că am luat legătura cu toată lumea. I-a povestit Marius lui Vali Bărbulescu, într-o emisiune de televiziune. Lumea mă întâlnește și mă întreabă, ce face Belbiță? Mai ești cu ea? Stai puțin, dar eu ce fac? Spunea Marius la acea vreme. Marius Crăciun, printre favoriții publicului. Marius Crăciun s-a alăturat echipei războinicilor de la Survivor România 2021 în urmă cu aproape 3 săptămâni, însă a intrat rapid la inima fanilor. El a fost al doilea cel mai votat om din echipa sa și a avut dreptul la o nominalizare pentru eliminare. Marius a numit-o pe Maria, însă până la urmă, cel care a plecat acasă a fost Musti. Marius Crăciun se știe bine și cu Moroșanu, cu care s-a luptat în finala de la Ferma.